Alexandru Nițorean spune că în fiecare dimineață își scotea cele 5 capre la păscut pe malul râului Botna. Așa a făcut și ieri. Pe la amiază însă bărbatul a fost anunțat de vecini că animalele au fost sfâșiate. Când a venit el toate, se rupte, două ediți nus și una acolo că te-o rupte, te vălite pe glot. Bine, dar cred că nu e vorba de câine, asta e mai mult lup. Și... Bărbatul crede că animalele ar fi luptat cu lupii, întrucât acestea erau pline de noroi. Alexandru a apelat la ocolul Silvic, reprezentanții căruia spun că nu știu dacă în pădurile din Căușeni sunt lupi. Totuși ei vor trimite pădurarii să verifice. Unii localnici susțin că de câteva zile aud urlete din pădure și se tem că ar putea fi atacați. Vă două nopți, eu îndioște n-a ieșit pentru că am încercat să dorm și un strigăt specific de animal, dar noi de câini. Și eu număr că e un fel de șacal. Înțelegi? Și grădinii sunt și copiii sunt de alături, trăiesc ca... Asta e strașnic, centrul orașului. Soția lui Alexandru ne-a spus că nu este prima dată când lupii îi sfâșie caprele. De 3 ani în urmă, tot sub gardă, o capră ne-a gătuit-o, tot luche. Pentru a nu răspândi vreo infecție, bărbatul va săpa o groapă unde va pune cadavrele animalelor. Poliția din Căușeni se ocupă de acest caz.